ziua! Astăzi îl vom cunoaște pe domnul George Ciprian Barbu, candidatul la primăria orașului Azuga. Vom încerca să aflăm de la dânsul ce proiecte are pentru dezvoltarea orașului. Bună ziua, domnule George Ciprian Barbu, și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Aș dori de început să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. După cum ați spus și dumneavoastră, numele meu este George Ciprian Barbu. Sunt o persoană din orașul Azuga, născut în orașul Azuga, crescut în orașul Azuga, cu studiile efectuate în orașul Azuga și chiar perspectiva de viață, viitorul, aș vrea să mi-l petrec în orașul Azuga, alături de familie, de prieteni, de cunoscuți și chiar în afaceri și implicat total în activitatea comunității de acolo. Ce v-a determinat să candidați la un mandat pentru primăria Azuga? Este o discuție mai aparte. Felul meu de a fi și prin ce am făcut în oraș, prin ce am alături de oameni, alături de oraș, o parte din oameni m-au văzut și m-au pus în poziția asta. A plecat de la o mică discuție că aș putea reprezenta comunitatea, aș putea munci pentru comunitate și de aici a plecat bulgărele de zăpadă. Un bulgăre mic la început, care a crescut din ce în ce mai mare și am ajuns în ziua în care sunt candidatul Uniunii Social-Liberale pentru funcția de primar. E adevărat, mă onorează această candidatură, dar în același timp mă responsabilizează. Crescând acolo, cunoscând oamenii, cunoscând prietenii, care din ce în ce au fost mai puțini de la an la an, și asta din cauza nevoilor, din cauza lipsei locurilor de muncă, a unei activități normale în orașul nostru. Asta m-a ambiționat mai mult și am crezut că pot, alături de echipă, alături de oameni care m-au văzut și m-au responsabilizat prin această candidatură, că pot candida, că pot face... Bine, de candidat e ușor. Important este să și câștigăm și să lăsăm ceva după noi. Am vrut să mă implic cu adevărat în viața comunității, în viața oamenilor care, cu regret o spun, în ultimii ani Azuga a rămas cam pe ultimul loc din cele 4 stațiuni ale Văii Superioare a Prahovei. Mă interesează asta, mă doare foarte tare că orașul nostru a ajuns ca ultimul dintre cele 4. Am în oraș 2 afaceri, să zic așa, prestări servicii în imobiliare și turism. Primim clienți, primim oameni care văd frumusețea locului, le expun anumite oferte, terenuri, case, apartamente. Chiar în Azuga am avut o ofertă mai bună la preț și primesc din partea acestor oameni refuzul să cumpere ceva în Azuga sau cer o prezentare ca o ultimă șansă a orașului. Nu e așa. Mă doare foarte tare când văd că orașul nostru, chiar de cei din afară, îl văd ca pe ultimul. Exact aici vroiam să ajungem. Pentru foarte multă lume, orașul Azuga este perceput ca și o stațiune montană. Dar știm cu toții că un oraș este mai mult decât atât. Ce îmi puteți spune despre lucrurile de bază care sunt importante pentru un oraș? Serviciile publice, cum sunt în orașul Azuga? Până să ajungem la serviciile publice,
O primă parte a întrebării dumneavoastră este foarte importantă. Azuga, da, s-a orientat spre turism. Am dobândit statutul ăsta de stațiune, stațiune turistică. Tindem spre un turism. În același timp avem o parte a orașului care vine după o istorie industrializată. Da? Orașul Azuga a fost al doilea după Ploiești ca număr de fabrici. Am avut 6-7 fabrici acolo. O parte din populație și cea mai în vârstă, nu chiar cea mai în vârstă, dar părinții noștri 45 spre vârsta de pensionare, 65 de ani, da? Nu au avut o alternativă. Odată omorâtă industria, odată dărâmată industria acolo, cu noua tendință de turism, nu s-a pus nimic în locul industriei. Dar și acești oameni, părinții noștri, bunicii noștri, cunoștințele noastre, fac parte tot din oraș. În planul meu de viitor, din iunie încolo, vreau să spun, în primul rând gândesc o relansare economică. O relansare economică, chiar dacă Azuga este acum are statutul de stațiune turistică, gândesc un parc industrial, gândesc atragerea de câțiva investitori pentru mici fabricuțe, secții moderne, niște hale moderne, da, unde să putem angaja oamenii din Azuga. Administrația îi va susține în derularea investițiilor acolo cu o condiție clară, locuri de muncă pentru azugeni, pentru oamenii care nu se pot adapta sau trec mai greu perioada de tranziție de la industrie sau un om care a lucrat o viață în fabrică spre turism. Gândesc asta pentru că și acești oameni și azugeni sunt ai noștri, sunt părinții noștri, n-au o alternativă în orașul nostru. Trebuie să trăiască și ei, trebuie să asigure un viitor familiilor lor, copiilor lor, dar din cauza lipsei locurilor de muncă, ei nu au garantat asta în niciun fel. Deci privesc Azuga ca o parte, o relansare economică în industrie, plus turismul, care deja este... Sunt programe care au început, s-au implementat acolo în acest sens. Sunt hoteluri, sunt pensiuni, sunt multe investiții acolo. M-ați întrebat și de serviciile publice. Lipsesc cu desăvârșire deocamdată. Avem, în primul rând, primăria. Primăria este cea care se administrează mai tot aici. Nu avem un serviciu public, să zic, o regie de transport. Totul este concesionat sau s-au făcut licitații pentru serviciu de salubritate și dezăpezire al orașului. Nu avem regii autonome sau servicii publice prea numeroase sau. Despre infrastructura orașului Azuga, ce îmi puteți spune? Infrastructura orașului Azuga. Cum vă spuneam și mai devreme, s-au construit și s-au edificat niște obiective turistice acolo. Un hotel de 5 stele, hotel de 4 stele, hotel de 3 stele, pensiuni, chiar pe fonduri europene, chiar sunt oameni care au cheltuit milioane de euro în orașul nostru, dorind să contribuie foarte bine la această stațiune, la acest statut de stațiune. Din păcate, administrația nu i-a ajutat mai cu nimic, administrația trecută până acum. Au căi de acces care nu sunt asfaltate, sunt căi de acces foarte înguste,
un hotel de 4 stele care poate oferi unui autocar sau chiar două autocare locurile necesare de cazare, de masă. Din păcate, acel autocar nu poate ajunge în acel hotel sau pe acel amplasament. Iar ca infrastructură, vorbesc în primul rând de cele importante și logice pentru o viață normală și o viață la care tindem. Nici canalizarea nu este suficientă, nu sunt destule rețele, nu mai zicem de partea de divertisment în oraș. La fel, cum vă spuneam mai devreme, sunt oameni care, da, vor să schieze în Azuga, sunt și își petrec concediul de iarnă numai în Azuga, dar în imediat, după ce și-a terminat ziua de schi, pleacă în împrejurim. Asta din cauza că oferta de divertisment lipsește cu desăvârșire în oraș. Ce îmi puteți spune despre sistemul educațional prezent în viața orașului Azuga? Până acum mi-ați vorbit de stațiunea Azuga. Aș vrea să intrăm puțin și în problemele orașului Azuga. În problemele orașului. Ca educație, să zicem, de la grădiniță, la școală și la liceu, orașul nu duce lipsă. Avem o grădiniță cu niște doamne educatoare foarte bine pregătite. Chiar au fost și educatoarele mele. Liceul, școală generală, în Azuga avem clasele 1-4, liceu. Chiar a trebuit să facem niște demersuri clare pentru a păstra statutul de liceu acolo. E adevărat, este loc și de mai bine. Este loc și de mai bine, se pot îmbunătăți serviciile, se pot îmbunătăți chiar calitatea celor de acolo. Întotdeauna e loc de mai bine. La capitolul sănătate, cum se prezintă orașul Azuga? Orașul Azuga, la capitolul sănătate, se prezintă destul de bine. Chiar prin demersurile făcute în Consiliul Local, avem rezultate. Avem un spital și cred că știți de el și este cel mai renumit pe parte de ortopedie, traumatologie. Avem acolo o doamnă manager, doamna dr. Lidia Rejnoveanu, care s-a implicat și se implică foarte tare chiar în menținerea spitalului. Ne-a trecut și nouă glonțul pe la ureche din cauza guvernării PDL. Am fost în apropiere de a închide acel spital. Am considerat că grija față de oamenii din oraș de Azugeni și istoria, în primul rând, locului, nu ne-a lăsat ca acest spital să-l închidem și să punem lacătul pe el. Chiar gândim crearea unui administrator peste ce ar însemna doar spitalul sau Consiliul Local al orașului, un administrator care să... Este chiar o fundație gândită, deci acest administrator, de unde chiar Consiliul Local Bușteni și Consiliul Local Azuga să-și dea mâna pentru a ține în continuare serviciile medicale de acolo și calitatea serviciilor medicale pentru oamenii noștri din oraș. Toată lumea plătește impozite, toată lumea contribuie la bugetul local al orașului, în primul rând Azuga, și atunci, chiar și pe parte de sănătate, trebuie să ne întoarcem, să întoarcem acești bani prin servicii și prin siguranța și asigurarea sănătății oamenilor și azugenilor, în primul rând. Vorbeați mai devreme de hoteluri și pensiuni. Asta înseamnă investitori. Cum atrageți dumneavoastră, ca și oraș, acești investitori? În primul rând, îi vom atrage prin
zona care ne-a fost lăsată de bunul Dumnezeu. Suntem, eu mă pot considera o persoană fericită că m-am născut în acea zonă. Iubesc acea zonă, iubesc Azuga. Tocmai de aceea m-am implicat și nu vreau niciun fel să las de izbeliște acest oraș. Mi-a dat ce e mai bun, mi-a dat ce e mai frumos, m-a crescut și vreau să mă întorc cu toată responsabilitatea, să pot ajuta și eu prin ce știu și ce pot să fac orașul și nu numai pentru mine sau chiar pentru generațiile care vin, pentru copiii noștri, pentru toți cei implicați în viața orașului. Spuneți că divertismentul nu prea este prezent în oraș. Care sunt problemele cu care se confruntă locuitorii orașului Azuza? Primul rând, probleme foarte mari sunt cu locurile de muncă. Orice le-am oferit acum azugenilor ca divertisment, într-adevăr, ei înțeleg că trăiesc într-un loc frumos, într-un loc în care Dumnezeu a pus cei mai frumos acolo, împrejurim munți, pădure, apă, dar nevoia lor este mult mai mare decât un divertisment sau orice altceva de a se distra. Sunt hoteluri, v-am spus, edificate acolo, 5 stele, 4 stele, 3 stele. Azugeanul nu are acces acolo. Și asta nu că nu și-ar dori, dar nu poate. Nu poate și asta din cauză că grija traiului zilnic, traiului de la o zi la alta, este mult mai important. Ce planuri de viitor aveți dumneavoastră? Care sunt prioritățile pentru mandatul la care candidați? Prioritatea numărul 1 este atragerea de investitori și înființarea cât mai multe locuri de muncă, la cât mai multe locuri de muncă. Prin zona care o avem, un acces bun din DN1, calea ferată, da, undeva acolo voi încerca să înființăm aceste fabricuțe, să vedem cum va fi posibil. Eu sunt deja în discuții cu câțiva investitori care chiar vor să investească pe raza orașului. Asta ar fi prioritatea numărul 1. Atâta timp cât voi garanta unui azugean un salariu, minim un salariu în familie, într-o familie, atunci ne putem, următorul pas este spre divertisment, spre dezvoltarea turismului. Bineînțeles, nu ne ocupăm numai de parc industrial sau atragerea de investitori, industrie, și vom neglija celelalte părți. Nu, în paralel vom lucra la absolut tot, inclusiv turism, inclusiv industrie. Asta ar fi prioritatea numărul 1. După care, în oraș avem atâtea și atâtea de făcut. Orașul duce lipsă de un complex comercial, un centru comercial, o piață real unde să azugenii să poată cumpăra un zarzavat bun și ieftin, o brânză bună, în condiții de salubritate. Această piață lipsește cu desăvârșire. Avem nevoie de, fiind și o zonă mai rece, mult mai rece, fiind o zonă de munte, de o reducere, de a ajuta oamenii, de a veni întâmpinarea azugenilor și a le reduce într-un fel factura la curent, la utilități, la gaz, la apă. Asta e cea mai mare grijă a lor și neavând un salariu, mă voi implica foarte tare cu toată echipa în anveloparea clădirilor, în izolarea clădirilor, blocurilor, caselor. Prin asta automat se va schimba și fața urbanistică a orașului. Odată pus un polistiren pe perete și plasa cu izolație
va trebui să dăm și o zugrăveală. Nu, nu putem lăsa totul la gri acolo. Astea ar fi primele și cele mai urgente proiecte care trebuie să făcute. Aș mai avea... Sunt multe alte nevoi acolo. Chiar avem o grămadă de tineri campioni. Campioni la schi, campioni la sanie, la fotbal, fotbaliști. Aș vrea odată cu intrarea mea și a echipei mele în administrație să facem tot posibilul ca acești tineri să-i aducem acasă și să alerge pentru oraș prin înființarea unui club sportiv. Sunt campioni, sunt campionii noștri, dar îi vedem prin Sinaia, prin Brașov, prin Râșnov, alergând sub alt nume. Avem aici iar un fost campion al nostru național la Sanie, domnul Apostol Ion, care ne va ajuta, și este acum președintele Federației de Sanie, va veni alături de noi, va veni cu tot ce trebuie să înființăm acest club sportiv. Un cimitir la Azuga este nevoie. Cel existent, din păcate, s-a cam ocupat. Se mai pot aduce modificări și la acesta cu o mică extindere, dar locurile vor fi foarte puține, chiar cu amenajarea. Din discuții cu cu preoții și părinții noștri duhovnici acolo, ar fi benefică chiar o preluare a primăriei al acestui cimitir în vederea administrării și grijii pentru tot ce înseamnă. Și chiar ne gândim la un nou amplasament pentru un nou cimitir. Sunt probleme ale comunității, ale oamenilor de acolo. Trebuie să ne gândim, chiar dacă sună cam sinistru, dar sunt problemele oamenilor de acolo și trebuie să ne îndreptăm spre ele. Locuințe pentru tineri, terenuri de case pentru tineri. Cererile sunt foarte, foarte multe. Odată crescuți copiii, fiecare dorește să-și înființeze o familie, stau în case cu părinții sau într-o cameră, două, trei familii. Sunt doi, trei copii ai unei familii, fiecare vrea să se căsătorească, fiecare și-a găsit partea, jumătatea. Nu mai pot continua așa. Sunt sute de cereri pentru teren pe legea 15, acea folosință gratuită a unei bucăți de teren. Sunt sute de cereri pentru locuințe, anele, locuințe sociale. Iar este aici, mă voi îndrepta foarte tare asupra acestei probleme. Găsim soluții și sunt soluții. Ne vom îndrepta spre Rom Silva. Vom putea extinde intravilanul orașului. De acolo mai este un pas, doar. O simplă urbanizare, un proiect foarte bine stabilit, discuții, comunicare cu tinerii, cu toți cei care au nevoie și își doresc așa ceva. E adevărat, nu se poate întâmpla imediat, dar din iunie încolo trecem la treabă. Sunt suprafețe de teren deja identificate în apropierea orașului, cu căi de acces, numai că trebuie să și muncim. Ceea ce nu s-a făcut până acum și în administrația de la Azuga și grija omului și copiilor din zonă a fost lăsată mai deoparte. Eu mă voi apuca și mă voi apleca foarte atent asupra acestor probleme, pentru că nu vreau, cum v-am spus și mai devreme, să îmi văd din nou prietenii și chiar azugenii plecați din oraș. Să rămână un oraș pustiu, să rămână un oraș al nimănui sau un oraș al fantomelor.
Domnule George Ciprian Barbu, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea pe care ați avut-o în a ne acorda acest interviu și vă urez mult succes pentru alegerile din luni. Plăcerea este de partea mea și chiar aș vrea să am de foarte multe ori ocazia să vă dau un interviu, poate și pe această cale mesajul meu să ajungă la oameni și să știe că au în persoana mea un om de încredere, un om care vrea și poate să muncească pentru ei și pentru comunitate. Mult succes! Vă mulțumesc!